Mai multe zone din orașul Constanța rămân fără apă caldă. Din cauza unor avarii majore apărute pe rețeaua de transport amplasate între căminul de branșament CB și căminul F14, nu se poate asigura deocamdată energie termică pentru prepararea apei calde de consum în zonele Anda, kilometru 4-5, poarta 6, Abator, Casa de Cultură, Tomis 1, Tomis 2, Centru și Peninsulă. Echipele de intervenție ale Societății Termoficare Constanța SRL au început lucrările de eliminare a avariilor.